melodia și acum atenție. Cursul are probleme de aderență, dar... Băi, uite, vrem să facem o cursă, ăla cu ăla. Provocări, haideți! Nu, nu, nu faceți de asta! Alex de la APR cu Golf 5 GTI se bate cu AMG-ul. Se pare că AMG-ul va pleca mai încet de data asta. Nu mai spune că
și l-am cucurat ca să se descurcă. Băi, am uitat șunca acasă, aveam o șunculiță. Da, nu vă venea să credeți. Aș muta pe drum așa și șapă. Din toate chiar toată țara, dar în special... În special din această țară. A luat flexul și și-a făcut mașina. Să așteptăm să se întoarcă. Așteptăm să plece și formă comentăm sau zici cum? Ce e noroc ce ești? Hai să așteptăm să plece, că să zici cum reacționează. Eu la unul foarte frumos, un 3-0 să te senzație de plecare pentru Audi! Tanguri, băi! Tanguri! Honda versus Honda! Vechi contra nou! Mașina, mai nou! Deci fii atent, mașina asta n-are scaune, că n-a avut bani. A schimbat tare bării în interior, a avut prea mulți bani și s-a urcut și ceva. Măi, măi, pe Xau, măi, care... E centralizată, să înțeleg, mă? Scrie din turbo, băi! Nu, nu fii turbo! Nu cred! Și eu dacă nu va câștiga cursa, oricum va oferi un spectacol cu plecare aia minunată. Și crezi că e 92 nu poate? Da, da, tu. Ba da, dar e 92. Cu un 2-5, 24 de valve. Vine la start Cosmin cu Audi cu motor S2. Nu așa RGT, ăla l-ai mai urât puțin. Ăla mai urât este la Audi S2. Cu metri, cred că a trecut ca pădea și țevile cu ea. E pasoare directă, prin la tot. Așteptăm pe băieți să se întoarcă, pentru că, nu de alta, dar cei doi poliți vor ajunge deosebit de repede la finish. Ce cauciucuri subțire are pe jos, a fost. Da, sunt da, de paieuri. De rezervă, da, are da, paieuri. De rost de rezervă la avion. Da, niște Mickey Thompson foarte frumoase, vă spun eu, și destul de scumpe. Yeah.
Acolo mă duc să mă lipșesc. Fă-l-o, fă-l-o, fă-l-o!
28 VR6 și un 25 24 de valve. Așa liniște și muzica asta în turbină. Motocicleta acolo. Ia ambalați un pic motoarele alea. Asta a fost cu dedicație. Nu vreau. Dă-te de cuțit că nu vă să citesc. Ia. Ce avem aici? De la Ignition, de la Timișoara vine la start din nou Honda S2000. Atenți la plecarea ultimului. Pe cuvint diesel ți-au numai un masin. Revo! De la Revo! Păi zi la Massimo! Băi! Băi, ri! Spectacolul în burnout pe care îl face... Unde e mașină? CNSU AMG, motor 6.3. Ai o scuză, frate, am bani. Hai că te-ai scos, ai scos vorba asta acum. Ce, ce sclipire de inteligență am avut. Thank you.
diesel. Golful diesel cu numere de Bulgaria este invitat să-și plătească taxa, dacă nu, îl trimitem acasă. Cum vezi unul cu mașina mai frumoasă, cum hobânia? Păi da, ce? Nenorocită.
așa, mă. Da-i amine, fi.
17, constant, aceeași chestie, viteză de ieșire 239 de km pe oră. Dacă ești acolo, era supragenie, ăsta e living, directiv, open space. Te hotărești? Vii, te onorești cu prezența? Honda versus Verde, cum vi se pare acest brand internațional? E ceva foarte extraordinar. Cum sună treaba asta? Cum e Lamborghini-ul? E bun? Îți place? Galben ai tu? Da. Hai, cum îl încurajezi cu părerea cu Lamborghini? Păi, vrei să câștigi o cursă la Lamborghini? Da. Când te faci, vale ce mașină te-ai. Caius, se pare că se dai banii pilotului de la BMW, că... Ajută-l, Hori, zi încet! Stop!
să vedem acum ce se întâmplă. Se pare că S3-ul este încă în fața Lamborghini-ului. Prețul cu ce poate mașina? Da, frate, e o mașină foarte scumpă, ține-i. Păi zi-mi fi. Bravo S3-ul, băi! Bravo S3-ul, bravo! Aplauze pentru Audi S3! S-a crescut valoarea de piață, dacă vii de acum e 40-50, păi aia te-ai făcut una de 150. Hai că vezi niște șosete albe înainte să treacă guză pe acolo. Se botează robul lui Dumnezeu Tonu în numele Funului și al Dragului și al Timpilor. Amin. Și totuși cât spectacol și câte aplauze poate să primească. Bahaus! Aplauze Audi! Care este cel mai bun timp al tău? Să rămân jur, dar ce înseamnă asta? Să rămân jur, dar ce înseamnă asta? Să rămân jur, dar ce înseamnă asta? Să rămân jur, dar ce înseamnă asta?
da? Dar acum s-ar putea să ai avantaj mai mare. Cum a venit pe Gabriel la cursă și acum nu se mai poate. Foarte bună și plecarea pentru Audi. Grupele Street și vor urma grupele la profi. În cele 15 minute de pauză va avea loc premiera la campionatul național de Car Audio. În finală nu uitați să fie scom de tipii de reacție și cam atât. Cheamă echipa voi să vină încoace să... Rugăm toată echipa Drag Racing să se prezinte la cors. Cei din echipa Drag Racing din organizare, haideți la cors, vă rugăm frumos. Echipa Drag Racing Events, haideți la cors. Cerem scuze pentru neînțelegere.
Ia vezi, mă! Da, trim. Felicitările și toate aplauzele. Exact ce vă spuneam, aveți grijă la curat. A câștigat Deme Cristian cu al său CSR. Generalul câștigă faza parșului. Aplauze pentru Cristi Deme, organizatorul acestui eveniment. 997
și a demorat recordul personal de 10.01, a reușit să coboare sub bariera celor 10 secunde. Și iată, haideți să vedem finala. Cristi, 9.96! 9.96, Cristi! Massimo se pregătește și el. Se pare că Sima a câștigat. Nu știu, nu știu, nu știu. Se pare că Sima a câștigat. Bun. Satal Metal, firma Satal Metal din Arad, este unicul distribuitor al uleiului Eneos în România. Uleiul Eneos, cum apare și pe reclamă, pe adevărat, este numărul 1 în Japonia. Cu toți știm că mașinile japoneze sunt foarte apropiate de curse, deci cu încredere puteți să folosiți uleiul Eneos în mașinile de curse, chiar și foto. Dar de până toate costul nu avem uleiul cu viscozitatea pentru moto 1050. Vom fi prezenți alături de Drag Racing la toate cursele, suntem implicați și cursele de drift în România și vrem să fim cât mai aproape de sportul cu motor. Vă mulțumim și sper să transmiteți mai departe că Eneos, să folosiți Eneos și de bună dreptate să vedeți că este un uleiul de calitate. Aplauze! Bravo! Mulțumim și noi sponsorului! Mergi, mă, la Oradea? Sigur? Așa faci, cu tot timpul.